Da. Chișinău, instanță compusă, președinte judecător de instrucție Borislav Robengo, Grefier Victoria de Cusară, Irina Muntean, cu participarea procurorului Constantin Moraru, avocatul Svetlana Moraru, reprezentantul penitenciarului 13 Chișinău Alexandru Popov, examinat în ședință de judecată publică plângerea condamnatului Jerechi Simeon împotriva acțiunilor administrației penitenciarului 13 Chișinău și auziunții de articol 41, 469, 473 cod procedură penală, instanța de judecată dispune admite plângerea condamnatului Jerechi Simeon Dumitru. A declarat nule deciziile șefului penitenciarului 13 Chișinău din 01.02.2012 prin aplicarea sancțiunilor disciplinare în privința condamnatului Jerechi Simeon Dumitru. Încheierea este irevocabilă, ședința judiciară se declară închisă. Acest să vă rog pe Baba. Mulțumesc prin cancelare. Toate hârtiile transmit prin cancelare. Asta că am înțeles, cred că la ce autorație eu văd cu șerile. Jerechi, eu ce vorbesc în rusă sau română? Toate hârtiile, toate corespondența prin cancelare. Pe urmă, dumneavoastră o să ziceți că eu n-am primit-o, că n-ați trebuit să... Nu, pur și simplu, ai ignorat o decizie de la dumneavoastră. Condamnatul Jerechi, există o anumită procedură. Deci o trimiteți prin cancelare și asta e tot. Rugați-le că dacă aveți încredere, domnul corespondent să vă transmită. Rugați-o pe mama, rugați-o pe dumneavoastră, transmiteți oficial. Bun, dar poți să-i voi. Deci o înregistrez la cancelare, am înțeles bine? Da, da, da. Bine, bine. Aceasta 3. Nu, sunt 4. 4, la cancelare. Asta demonstrează că administrația penitenciară a mințit. A mințit și a spus, a schimbat o decizie de instanță să sună pe loc până la terminarea dosarului. Despre cazul de la Cahul, tinerecia, ce mai știi? Unul a fost etapat la Vipcani, a doua trebuie să-l ocupie, dar acolo coastele sunt procurate la cei. La Ion, mulțumesc cum s-a zis acela care s-a plâns tatăl, nu? Da, trebuie să vină. E ca mult când ați venit la cine, trebuie să vină să iei mărturii, dar ei n-ați fac asta, că vreți să-ți acest fapt.